Crușeni, o altă entitate în care am bugetat foarte, foarte mulți bani, până la urmă au fost consumați 9,7 milioane lei, cu regret 1,8 și 82 milioane lei grădința numărul 1. Lucrările au inclus construcția unei noi instalații de încălzire cu 3 centrale termice, cu 2 boilere, cu o capacitate de 200 de litri. Au fost schimbate caloriferele, investiții aduse la reducerea cheltuielilor pentru căldură și pentru apa caldă. 528.000 lei alocate pentru reparația uscătoriei și spălătoriei la grădiniță. Nu au putut fi aceste sume până la urmă valorificate de plin. Pe teritoriul acestei grădinițe a fost construit un bloc nou care ar asigura creșterea numărului de copii încadrați, dar din cauza acestei lipse de management local spre mare regret, nu au avut trușenienii noroc de administrație publică locală, au existat acele conflicte, rețineri, iarăși conflicte, restabiliri, dar nu în folosul locuitorilor din Trușeni. Astăzi, împreună cu Vasile Popa, venim cu o echipă extraordinară de oameni tineri, oameni proactivi din diferite domenii, care sunt gata să transforme Trușeniu foarte rapid într-o localitate cu un grad sporit a nivelului de trai. Și noi, cei din Chișinău, îi vom ajuta în mijlocit. Vom aduce proiectele din Chișinău să facem în Trușeni. Și vă asigurăm că le cunoaștem în detaliu. Este drumul de acces pe care trebuie să-l reabilităm și putem să-l reabilităm foarte rapid. Este vorba despre finalizarea proiectelor de apeduct și canalizare, stadionul care stă de izbelește acolo, casa de cultură, grădința care trebuie dată în exploatare și poate fi dată în exploatare, vă garantez, în 3 luni de zile, dar despre asta vom vorbi separat. Alte 7 milioane lei aici au mers la rețele de canalizare și stația de pompare, 2,37 milioane lei la drum. Am fost parteneri de investiții la proiectul de reparație capitală a străzii vilelor din satul Dumbrava, comuna Trușeni. Suma totală a fost pentru aceste lucrări de 3,45 milioane lei, 800 de mii de lei la transport pentru a facilita deplasarea locuitorilor prin suburbia. Am cofinanțat procurarea unui microbus, unitatea circulă pe ruta internă 1E, alte 710 mii lei drum, am cofinanțat proiectul de reconstrucție a străzii Coșbuc, etapa 1, în total în 2022 pentru acest proiect din bugetul municipal s-au alocat 3,7 milioane lei, dar au fost valorificate doar 710 mii lei, încă o dată vorbind despre incapacitatea administrației publice locale de a face față acelor solicitări ale noastre sau ale locuitorilor. A fost deschis o rută nouă de autobuz numărul 6 care asigură cu transport public municipal locuitorii atât din Dumbrava cât și din Trușeni. Repet, se poate mult mai bine la Trușeni și vă asigurăm că vom face acest lucru odată ce Vasile Popa ajunge primar în localitate împreună cu echipa MAN.